medicii cu care lucrez, care sunt români, dar trecem în relații destul de strânse. Deci suntem foarte numeroși în Alsacea. Ceea ce m-a făcut la un dat să spun gluma respectivă a colegilor francezi. Întrebam când apăruseră foarte mulți medici în sudul Alsaciei la Mulhouse, le spuneam, știți care este a doua limbă cea mai vorbită în spitalul din Mulhouse? Și mi-a spus română, zic, nu, franceza. Ce drăguț, într-adevăr, este foarte drăguț. Dar legăturile, asta mă gândeam, comunitatea aceasta de români din Strasburg este o comunitate care se reunește din când în când? A spus că nu-i cunoașteți pe toți, dar știți că sunt numeroși, totuși. Sunt numeroși, o parte dintre ei și dintre noi ne întâlnim la biserică când sunt, nu neapărat suntem la sărbătorile mari. La sărbătorile mari, exact. Și la invitația consulatului sau ambasadei când sunt organizate evenimente. Proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.